Lounge-ul de la Obsession The Club și-a deschis preț de o seară porțile pentru a lăsa loc unui party memorabil de la care n-ar fi trebuit să lipsești. Cei mai buni DJ ai orașului Cluj s-au reunit în cadrul unui eveniment plin de energie, intitulat Sound of Town. Prima ediție s-a dovedit a fi un real succes, motiv pentru care organizatorii unei mărci cunoscute de băutură energizantă cu coarne promit anul ce vine o continuare a ce însemnat anul acesta sunetul orașului. Enjoy good music! With my head.
Bobini, bună seara, bine ați venit! Unde am venit, ea spune tu, celor care au lipsit din această seară de la petrecere? Unde ce să le spun, să vină data viitoare, au pierdut o super petrecere, dar nicio problemă că o să fie încă vreo 10, 20, 30, 100 de petreceri de genul ăsta. Să fie pentru toată lumea, să nu lipsească nimeni, da? Evident! Avem loc aici pentru tot Clujul, să știi. Dacă nu avem loc în Obsession Lounge, deschidem și în spate să fie loc pentru mai multă lume. Foarte bine, abia așteptăm. Spune-mi ce fel de petrecere avem în seara aceasta. E foarte simplu. Și Shine au venit, au deschis Obsession Lounge, au pus la bătaie vreo 5.000 de vreo 600 de sticle de nu spunem ce. Și bineînțeles vreo 4.000 de CD-uri de la 10 DJ, pe care bineînțeles pe ei ar trebui să interviați la ora asta, să intervie viața, așa să nu mă vâlbâi. Băieții aia pun muzica acum și ar trebui să cânt cu ei. Așa că, dragilor, facem pauză că trebuie să cântăm, după care ne întoarcem, da? Cântăm la Sound of Town, da? You didn't have to stop so long. George, exact. Și pe Alex Rice, da? Alex Rice. Ia spune-mi unde este DJ rezident. La Karma.
Karma Emotion Couture. Unde ești? Unde ești reziden? La After Aid. Iasim, cum ți se pare jobul tău? E cel mai grozav? E foarte tare petrecerea. Ne-am adunat aici 10 DJ și facem ceva foarte tare, foarte extraordinar. Ai fost la pupitru, ai mixat? Am mixat împreună cu Alex, cam o oră și a fost foarte, foarte fain. Ce-ai pregătit în playlist? Am pregătit piese, piese tari, piese necomerciale, piese pe placul tuturor. Alex, am văzut că ai pus niște piese și toată lumea era pe sus, cu mâinile pe sus. A fost foarte tare ce ai mixat. Păi da, am pregătit ceva special. E un eveniment special. Mai doar întâlnit. Rămâi până dimineața cu toți petrecăreții. Rămânem până la 8 dimineața, desigur. Deci nu pleci până la ultimul client. Da, nu plecăm, nu plecăm. Transmite-le un mesaj celor care ies seara prin cluburi, ce le transmit? Sper să facem partiul acesta în fiecare an, în fiecare 6 luni, desigur, cu muzică bună. Totuși, voi sunteți aici mai mulți DJ, sunteți 10 DJ din diverse cluburi, nu sunteți concurenți, nu vă simțiți concurenți? Aici suntem între prieteni și ne simțim foarte bine și punem muzică bună. Sperăm să mai facem așa ceva în Cluj. Deci rămânem la dimineață, da? Da, da, până la 8-10 dimineața, sigur. L-am alături de mine pe Andrei, organizatorul acestei petreceri. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ia spune-ne ce înseamnă Sound of Town și de unde a pornit ideea acestei petreceri. Toată ideea a pornit de la faptul că pe 1 aprilie 1987 s-a născut în Austria. Sigur nu e păcăleală? Sigur nu e păcăleală? Cu siguranță nu. După cum vedeți produsul și am vrut să dăm ceva publicului clujan, ceea ce n-am mai făcut până acum. Și de aici s-a născut prima ediție de Sound of Town, pe care dorim să continuăm de acum înainte, în fiecare an. Și să o îmbunătățim, bineînțeles. Și ce înseamnă Sound of Town pentru cei care nu au ajuns în seara aceasta la petrecere? Păi ce poate să însemne mai bine decât DJ-ii care îi găsiți în cluburile cele mai importante, în locațiile preferate de către clujeni. Și am reușit să-i trângem pe toți într-un singur loc, într-o singură seară. Totuși ei sunt concurenți și îmi zicea chiar unul dintre DJ că aici sunt prieteni, de fapt. Înseamnă prietenie. Deci, prin am reușit să-i aducem împreună. Următoarea petrecere când va fi? Păi, următorul Sound of Town cu siguranță va fi pe 1 aprilie 2014. Deci o dată pe an, să înțeleg, da? Da. Facă în continuare și ne vedem la anul. Mulțumesc! Mă bucur că ați venit alături de noi și vă așteptăm și la anul. Yeah.
ajungi la final, nu pot decât să vă doresc viață de noapte bună. Pe data viitoare!